sunt consumatori de ordinul 3, asemeni oamenilor, tigrilor, leilor, vulturilor. Sunt capăt de lanț trofic. Dincolo de ei, nu mai este nimeni. Sturionii au supraviețuit milioane de ani și au stat la masă cu dinozaurii, iar când cei din urmă au fost nevoiți să dispară, ei au hotărât că trebuie să rămână pentru a-i cunoaște și noi. Au venit până aici. Astăzi au nevoie de ajutor, iar noi hotărâm dacă îi ajutăm să meargă mai departe în drumul lor spre alte milioane și milioane de ani, unde alți oameni, ca noi, îi vor aștepta să-i cunoască. Și poate atunci oamenii vor fi cei care vor avea nevoie de ajutor. Peste alte milioane de ani, oamenii de atunci vor vorbi despre o legendă în care se spune că, de mult, foarte, foarte de mult, niște oameni au ajutat sturionii să supraviețuiască și se spune că, de aceea, atunci când oamenii au avut nevoie de ajutor, la rândul lor, sturionii i-au ajutat. Se va spune, poate, că nu este decât o legendă, dar noi nu vom ști niciodată asta. Doar sturionii de atunci, tăcuți în adâncurile mărilor viitorului, vor privi înapoi spre voi, spre noi, spre ei, spre toți cei care acum i-au ajutat să meargă mai departe. Proiectul a prevăzut și în linii mari am încercat să facem asta, sigur cu multe sincope, datorate din diverse cauze. El a prevăzut să se facă populări experimentale timp de 2 ani, adică două serii de populări experimentale cu toate 3 speciile. Una dintre condiții era ca puii care se foloseau la aceste populări experimentale să fie produși în conformitate sau conform procedurilor cu care erau acceptate printr-o reglementare din 2006, și anume anexa 1 la Ordinul Comun al Ministerului Agriculturii și Ministerului Mediului, care spunea că trebuia să folosești un anumit număr de reproducători de fiecare specie, mascul și femele. Asta era o condiție obligatorie ca să poți produce pui care să fie acceptabil pentru popularea experimentală, și al doilea lucru, să folosești o schemă de încrucișare când faci reproducerea artificială, care era specificată în anexa numărul 1, adică icrele de la fiecare femelă se împărțea în atâtea porții cât masculi aveai și fiecare porție, bucată de lot de icre, se fecunda cu spermă de la alt mascul, astfel încât dacă avea o femelă și 7 masculi, aveai 7 feluri de sturioni, de păstrugi, de exemplu, da? Dacă aveai 7 femele și 7 masculi, aveai 7x7, 49 de feluri de pui de păstrugă, deci o mare diversitate genetică, asta era ideea. Deci să intervenim în natură, dar să încercăm să păstrăm diversitatea genetică, să nu îngustăm. Lucrăm într-o echipă destul de complexă. Suntem 28 de experți în cadrul proiectului angajați. Practic a fost o perioadă foarte grea, o perioadă frumoasă, o perioadă cu succes pe partea de eliberarea sturionilor în Dunăre. Și apoi o parte foarte interesantă de valoare supraviețuirii la Marea Neagră. Practic, în anul 2013 am efectuat 2 expediții la Sfântul Gheorghe de valoare supraviețuirii în Marea Neagră, iar în 2015 am efectuat o expediție. Discutând cu oficialii de la Bruxelles, de la Direcția Generală pentru afaceri maritime de la Bruxelles, consilierul respectiv ne-a spus că probabil aceasta ar fi posibil să se finanțeze într-un așa numit proiect pilot, care să fie dedicat examinării eficienței și procedurilor acestui program de populare. Și deci proiectul pilot face ceea ce se numește populări experimentale. Nu sunt populări propriu-zise, ci experimente de populare în diferite condiții și ca urmare a rezultatelor proiectului se așteaptă să se găsească cea mai bună variantă dintre combinațiile pe care le-am
pus în practică în acest proiect pilot. Așa s-a născut. Și noi l-am scris în 2010-2011 și în final, cu o istorie destul de complicată, dar până la urmă fericită, a ajuns să fie implementat de către colegii noștri de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Verifică, deci nu este un experiment, verifică niște proceduri pe care le-ai aplicat deja, să vezi dacă procedurile au fost corecte sau ar putea fi îmbunătățite. Sigur că ăsta, ce facem noi, ce face România în acest proiect pilot, care este singurul în Uniunea Europeană până acum organizat pentru sturioni în această manieră, este ceva nou. Nu este ușor să apreciez rezultatul final pe niște rezultatele unor zile. Din punct de vedere, să zic, ichtiologic, biologic, noi suntem bucuroși că am prins multe exemplare, suntem bucuroși că peștii au ajuns în circa o lună de zile de la populare, peștii, primul lot de pești de anul acesta, nisetri, au ajuns și de pe brațul Borcea și de pe brațul de pe Dunărea Veche, de la circa 300 de kilometri de gura de la Sfântul Gheorghe, au ajuns în mai puțin de o lună, au ajuns aici, sunt în cea mai bună zonă de hrănire, se hrănesc. Am făcut astăzi la câteva exemplare spălări stomacale și am văzut ce hrană aveau. Arată destul de bine după o lună. Este încurajator. Am mai prins astăzi și exemplare care au fost populate în 2013. Iar în anul acesta, colegii din Ucraina, că proiectul are colaboratori din toate țările din jurul Mării Negre, colegii din Ucraina au prins și pești din 2008 și din 2009. Au găsit pești cu mărci din 2008 și din 2009 și avem și asemenea date. Și acestea vor fi incluse în evaluarea finală. Și fiecărui pește individual implantăm o marcă de dimensiunea asta. Este scrisă cu laser. Are patru seturi de caractere. Și fiecare pește implantăm această marcă în pectoral la dreapta sau stângă, în funcție de fiecare an în care marcăm pește. După implantarea marcajelor, puii de sturion au fost eliberați în mai multe locații, fiecare dintre acestea fiind bine aleasă pentru a se putea face ulterior măsurătorile și evaluările prevăzute în proiect. Odată rezolvată problema eliberării puilor de sturioni, proiectul de cercetare a continuat cu cea mai grea și complexă parte, efectuarea evaluării distribuției puilor de sturion și a măsurătorilor propriu-zise, pentru aceste activități fiind alese mai multe locații din toată zona de implementare a proiectului. Problemele cu care se confruntă speciile de sturioni sunt multiple. În ultimele 10 de ani, morunii ajungând să mai trăiască doar într-o mică parte din arealul lor inițial, specia fiind aproape în pragul dispariției. Nici nisetrii nu stau cu mult mai bine, arealul în care se mulțesc aceștia fiind din ce în ce mai mic. Păstruga mai poate fi întâlnită într-o mică parte a Europei dacă este să facem referire la zona inițială de distribuție a speciei. Cega pare puțin mai norocoasă, asta și pentru că acest sturion urcă și trăiește în foarte multe din cursurile superioare ale râurilor și nu în ultimul rând, pentru că nu este un sturion de talie foarte mare. Șipul însă putem spune că a fost printre cele mai ghinioniste specii de sturioni, acesta fiind dispărut din aproape toate apele Europei. Procesul de capturare a sturionilor eliberați pentru efectuarea măsurătorilor și a evaluării acestora nu este unul foarte simplu și necesită multă muncă. Începând ziua cu încărcarea aparaturii și transportul acesteia, cercetătorii nu pot trece de ora 4 în așternutul dulce al dimineții. Nu doar cercetătorii s-au trezit cu noaptea în cap. Câțiva pescari, angrenați și ei în proiect, grăbindu-se pentru a ajunge la timp în locurile de pescuit a sturionilor ce urmează să fie capturați. Unul lângă altul. Sturionii capturați în plase trebuie descălciți cu grijă pentru a nu fi răniți. Operațiunea nu este una foarte simplă și este făcută simultan cu mai multe bărci, pentru că în această etapă timpul este deosebit de prețios. Odată prinși, puii de sturion sunt aduși la mal, unde pe timpul efectuării măsurătorilor sunt ținuți într-un țarc special din care sunt aduși la țărm doar în recipiente în care le este oxigenată apa.
fiecare exemplar este verificat dacă a fost marcat pentru a se stabili anul în care a fost eliberat, după care este fotografiat și măsurat pentru a se stabili ulterior care a fost ritmul de creștere atât în lungime cât și în greutate. 48 cu 37 340 de grame. Bine! Eu notez, trebuie să-i luăm o probă, nu-i dați drumul. 15, 8, 5, 6. De asemenea, sunt luate probe ADN. Toate datele culese sunt notate cu grijă în tabele, după care sturionii sunt eliberați, urmând ca datele să fie analizate. 530. 530. 30. Locațiile în care au fost capturați sturionii pentru efectuarea evaluării sunt marcate cu galben pentru luna iulie și cu verde pentru luna octombrie. Această hartă prezintă locațiile de la gura de vărsare a brațului Sfântul Gheorghe și la capătul insulei Sakhalin. Aici puteți vedea locațiile în care au fost capturați sturionii de către Oleksandr Ceașcin. Iar în această imagine se vede brațul Chilia, estuarul Nistrului Odessa, în apropiere de Oceachiv, unde Serghei Bușuiev a capturat sturioni. Pe brațul Chilia, în zona orașului Vilcone, au fost capturați sturioni în locațiile marcate ce se văd în aceste imagini. Odessa și locațiile din apropiere de Tiligul sunt cele pe care le vedeți acum. Iar în apropiere de Oceachiv, se pot vedea în această imagine locațiile de capturare. Iată și o fotografie din Georgia cu locațiile în care au fost capturați sturioni, precum și locul din apropierea fluviului Sakarya din Turcia, unde a fost capturat un morun. În aceste grafice se poate vedea raportul dintre exemplarele marcate și cele nemarcate care au fost capturate. Încercăm acum diseminarea rezultatelor, diseminarea concluziilor acestui proiect și încercarea de a continua acest demers al universității. Continuarea ar fi alt proiect care să vină în întâmpinarea acestor concluzii ale noastre, să fructifice aceste concluzii ale noastre și să încercăm la nivel european să introducem unele râuri unde au dispărut, să nu lăsăm să dispară în fluviul Dunărea aceste trei specii și în Marea Neagră. Practic, România și Bulgaria sunt singurele țări din Uniunea Europeană în care se mai găsesc aceste trei specii în mediul sălbatic. Soluția pe termen lung, părerea mea, ar consta în gestionarea durabilă a acestor stocuri de care mi-au rămas de sturion sălbatic. O gestionare durabilă cu o grijă crescută, o grijă a autorităților românești, autorităților europene, mult mai bine să conservi decât să reintroduci. Practic, în România a făcut demersul, de 10 ani suntem, aceste trei specii sunt prohibite, sunt interzise la pescuit. E un demers important, dar trebuie să, în continuare, să ca stat, ca țară, ca membră a Uniunii Europene, ca țară riverană în bazinul Mării Negre și al Dunării, trebuie să încercăm să facem cunoscută problemele acestor trei specii. Sturionii sunt cea mai mare bogăție pescărească, resursă pescărească a Dunării și a României din totdeauna și în continuare acum. Noi suntem
împreună cu Bulgaria, singurele țări din Uniunea Europeană, membre ale Uniunii Europene, care avem încă populații viabile de sturion sălbatice în marele fluviu, cel mai mare fluviu din Uniunea Europeană în Dunăre, și avem și responsabilitatea de a conserva aceste specii pentru ansamblul Uniunii Europene, dar și este o bogăție națională pe care ar fi cea mai mare, să zic eu, greșeală să o uităm de ea sau să ne facem că nu există sau să zicem că lasă că se vor ocupa alții de ea, să zic organismele internaționale sau cineva care are timp și bani. Nu, este prima dată responsabilitatea noastră. Sunt în grădina noastră, în curtea noastră, sunt ai noștri în primul rând, da? Și averea noastră națională și are aceeași valoare ca și Carpații, ca și câmpia română, ca și minele sau zăcămintele de orice avem noi valoros, nu, de la uraniu până la aur și aramă și orice extragem noi, cărbune, petrol, sunt la fel, bogățiile țării, suntem responsabili. Ba mai mult, sunt componente vii ale bogățiilor țării. Deci cu atât mai mult avem responsabilitate să le păstrăm. Și sigur că pe genofondul ăsta sălbatic noi putem construi o acvacultură care ar putea bate și pune în umbră faimoasele acvaculturi de somoni sau de cod sau de pești plat sau de toți peștii din Mediterana și așa mai departe. Sturionii sunt cei mai scumpi pește pe piață, produc cele mai scumpe produse de origine animală de pe Terra. Amikor a Dunai halászatban a tokfélék nagyon fontos szerepet játszottak, de sajnos az elmúlt évszázadokban nagyon lecsökkent az állományuk. Nagyon jól, ha tudnánk tenni valamit ezeknek a megmentésére. Bízom abban, hogy nemzetközi összefogással tudunk megfelelő projekteket szervezni, és javítani tudjuk ezeknek a halaknak a megmaradási valószínűségét. Én úgy gondolom, hogy ez a workshop is, amelyeken részt vettem, hozzá fog mindehez járulni. През последните години драстично намалиха своя запас и изключително важно да ги опазим, за да се запази дунавското богатство на есетровите и техния и да ги запазим изобщо тях като видове. В този смисъл са необходими научно обосновани мерки и решения, за да можем да опазим дунавските есетри. В этом плане, конечно, все люди, которые занимаются столь благородным делом, они должны объединяться. И вот тот проект, который объединил ученых и энтузиастов и специалистов разных стран, он очень важен. Aber es gibt seit ein paar Jahren wieder einen Aktionsplan, einen nationalen Plan, um die beiden Störarten, die ursprünglich in Deutschland vorkamen, wieder in den großen Flusssystemen, wie zum Beispiel in der Elbe und in der Oder, heimisch zu machen. Dafür haben wir Laichfischbestände etabliert und jedes Jahr werden einige tausend Jungfische in die Flüsse entlassen. Und wir hoffen, dass in 10, 15 Jahren die ersten Fische zurückkehren und in Zukunft eine eigenständige Population bilden. Черном море, в прилегающей части Черного моря. Самое интересное, что мы впервые начали сотрудничать, объединяя данные и по Черному морю, которое в основном прилегает. Legérdekesebb alfa, hiszen az szinte a történelmi időkből, az őskorból itt maradt több millió éves teremtményei a víznek. Mi szarvason elsősorban akvakultúrával, akvakultúrás kutatásokkal foglalkozunk, többek között tökfélék szaporításával, nevelésével, akvakultúrás technológiainak kidolgozásánál. Ovaj projekat je bio veoma važan zbog ispitivanja migracija jeseterskih vrsta koje su bile ubacivane u Dunav, tako da su dobijeni interesantni podaci o migracijama ruske jesetre, morune, pastruge. Suštisuvali toliko dolgo vreme do sega, pred tjah je golemija problem da prodlži suštisuvanito, pored tva če horata като разумни същества направиха толкова много беля, толкова много проблеми на тези видове, че те изчезват. Trebuie nu lucrat atât cu oamenii din trecut, cât cu oamenii care vor construi viitorul, cu copiii, cu tinerii. La ei trebuie să ajungă acest mesaj și cred că se fac asemenea pași.
Încă se mai poate lucra, este loc pentru mai bine. Eu cred că Universitatea din Galați, care lucrează cu tineri, nu, formează generația următoare, generația următoare de specialiști, are un rol foarte important și chiar și-l iau rolul ăsta în serios, după părerea mea. Și iată că ne apropiem de finalul explorării unei secvențe din evoluția de milioane de ani a sturionilor. Iar noi, cei care facem această evaluare, suntem ca specie pe planetă de așa puțin timp față de sturioni, încât, dacă ar fi să comparăm timpul total al existenței sturionilor la viața unui om, atunci durata de viața noastră ar fi doar cât timpul necesar pentru a clipi. Și totuși, din timpul acesta atât de scurt, infinit de scurt, niște oameni au rupt o bucată atât de prețioasă pentru a veni în ajutorul uneia dintre cele mai longevive specii de pe Terra. Undeva, în adâncurile mărilor, sturionii merg mai departe prin negura timpului, spre alte milioane și milioane de ani, spre alte lumi, spre alți oameni. Sturionii sunt capăt de lanstrofic, ei sunt consumatori de ordinul 3, cum ar fi oamenii sau vulturii sau tigrii sau leii, dincolo de ei nu mai este nimeni.